Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin realizările lor, 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Horia Holubei, savantul care în prima jumătate a secolului trecut a creat Școala de Fizicieni Atomiști din România și a înființat Institutul de Fizică Atomică Măgurele. Seniorul atomiștilor români și-a început studiile primare și liceale la Iași, orașul natal. După bacalaureat, pe care l-a luat magna cum laude, s-a înscris la cursurile Facultății de Științe a Universității Alexandru Ioan Cuza, unde urma să studieze fizica și chimia. Studiile i-au fost întrerupte de intrarea României în primul război mondial, în care a luptat ca infanterist și aviator. În 1926 și-a luat licența în științe fizico-chimice. După absolvirea facultății, Horia Holubei a obținut o bursă de stat, pe baza căreia a plecat la studii la Paris, unde a lucrat sub coordonarea profesorului Jean Perrin de la Universitatea Sorbona. A primit premiul Faucignon, fapt care i-a adus și titlul de membru corespondent al Academiei Române. Ajunge director de cercetări la Universitatea din Paris, fiind în contact cu marii titani ai științei din acele vremuri. Înființează la Facultatea de Științe din Iași primul laborator de structura materiei din România. Tot în acea epocă, Holubei a început să se implice în studii privitoare la metalele radioactive, iar la Sorbona a avut ocazia să lucreze la unul dintre primele acceleratoare de proton din lume. În 1937, Horia Holubei a fost principalul organizator al celebrului Palat al Descoperirilor de la Paris. Împreună cu fiziciana Yvette Cauchoix, Holubei inițiază cercetări care conduc la primele rezultate privind descoperirea unui element necunoscut din tabelul periodic. Cei doi savanți și-au raportat descoperirea și-au propus numele de Moldaviu pentru noul element. Munca lui Holubei a fost criticată de fizicianul american Hirst Jr., care nu a fost de acord cu metodele de cercetare aplicate. Controversata dispută s-a încheiat cu recunoașterea descoperirii elementului cu numărul de ordine 87 de fiziciana franceză Marguerite Perret, care i-a dat numele Franciu. În 1939, Holubei revine definitiv în țară, iar în 1940 este numit profesor plin la Catedra de Structură a Materiei de la Universitatea din București, instituție unde a fost rector în perioada 1941-1944. A fost primul director al Institutului de Fizică al Academiei, pe care l-a condus până în 1968, în 1955 fiind ales membru titular al Academiei Române. La sugestia sovieticilor, autoritățile comuniste au decis declanșarea unui program de cercetări nucleare, iar cel chemat să-l pună în aplicare a fost Horia Holubei. Între 1956 și 1968, Holubei a condus Institutul de Fizică Atomică Măgurele în calitate de director. Savantul a avut un rol decisiv în punerea în funcțiune a unui reactor nuclear, al doilea din estul Europei, și a unui ciclotron. În 1958 a fost inclus în grupul de experți ONU, care își propusese să studieze posibilitatea detectării exploziilor atomice efectuate în orice zonă a planetei. A fost o perioadă extrem de fructuoasă, în cursul căreia, pe lângă asigurarea unei baze tehnice ultramoderne, Horia Holubei a fost mentorul unei întregi generații de fizicieni atomiști, care, în deceniile următoare, au marcat dezvoltarea acestui domeniu de vârf al științei românești. De-a lungul unei vieți dedicate cercetării, meritele științifice ale lui Horia Holubei au căpătat și recunoaștere internațională. A fost vicepreședinte al Consiliului Agenției Internaționale de Energie Atomică de la Viena, membru al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna, membru al Academiei de Știință din New York, al Societăților de Fizică din Statele Unite, Elveția, Franța și RFG. Horia Holubei a încetat din viață la 22 noiembrie 1972. A lăsat în urma sa o întreagă școală de atomiști, savanți de mare anvergură, care s-au remarcat în deceniile scurse de la dispariția maestrului lor și până în zilele noastre. Astăzi v-am prezentat personalitatea și opera lui Horia Holubei în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile voastre pe site-ul eualegromânia.ro. Mâine, Radio România Regional vă invită să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.